Drumul spre succes. Vă prezentăm vedeta serialului vostru preferat, Trenul Tișca. Ce bine este să fii celebru! După amiază apari în filme, iar seara apar la TV! Te distrezi tot timpul! Cum ar fi să devenim și noi vedete? Ce-ar fi să încercăm? Wow! Să încercăm! Dar cum? O să cântăm un cântec! Toată lumea face asta mai nou! Becky va înregistra filmulețul și o să-l încarce pe internet! E grea viața de vedetă! Ele muncesc tot timpul! Aveți talent la muzică? Vă pricepeți măcar vreun pic? Trebuie doar să cânt tare ca să se audă! Asta-i tot! Să începem! Lolo, spune-mi ce s-a întâmplat. Te-a rănit cineva? Nu, doar că e complet afonă. Ba nu sunt, zău așa! Să continuăm cântecul! Ați auzit țipătul acela îngrozitor? Era puternic, ce s-a întâmplat? Bine, muzica iese din discuție, dar putem deveni vedete de circ! Putem face jonglerii! Pot să fac asta? Am văzut la TV! Ai spart toate farfuriile, Oscar! Dar le-am aruncat sus de tot! Ca un jongleur adevărat! Cum am văzut la TV! Prieten, v-am mai spus, trebuie să munciți din greu și să repetați mult. Nu există altă metodă să devii celebru. Ba, există! Trebuie doar să găsim ceva ușor și discret și ceva care nu se sparge. Ce-ați zice să încercați să faceți niște trucuri? Toată lumea le adoră! Ce idee bună! Bine, să curățăm mizeria și să lucrăm la câteva trucuri. Tu arăți că pălăria este goală, apoi o așez pe masă și o acoperi cu un șervet. Fluturi mâinile deasupra pălăriei, apoi iei șervetul și scoți iepurele. Ai înțeles? Se scot iepurele? Chiar e acolo? Hopper, salut! El o să vină mai târziu. Acesta este trucul. Totul apare acolo de la sine. Tu doar trebuie să fluturi mâinile. Atenție! Acum veți vedea cum Sparky scoate un iepure din pălăria goală. Să începem! Iepure! Ești de acolo? Sunt aici, vin acum. De ce m-a strigat? Am vrut să facem câteva trucuri, dar nu au funcționat. Cred că pălăria e stricată. Pălăria nu e stricată. Acest truc are un secret. Trebuie ca pălăria și masa să aibă câte o gaură, iar iepurele trebuie plasat sub masă în avans. În avans? Eu am crezut că apare în pălărie de la sine. Sigur că nu. Așa este trucul, voi nu știați? Vă fac eu găurile necesare imediat. Așteptați o clipă. În regulă! Hopper, bagă-te sub masă! De fapt, nu am timp de așa ceva. Am multă treabă, multe invenții noi. Poate data viitoare... Oscar, nu avem de ales! Bagă-te sub masă! Te tragem noi în sus! Nu mă trage de ureche! Mă doare! Trage-mă de mână!
Sparky, dă drumul! M-am blocat! Până aici! M-am săturat! Eu nu mai vreau să devin vedetă! Dar de ce? Am crezut că o să fie distractiv, dar era să mă aleg cu o ureche ruptă. Incredibil! Prietene, ați devenit celebri! Priviți! Urmăritorii voștri vor să vadă mai multe filmulețe! Vor mai multe! Unde plecați? Sunteți celebri, întoarceți-vă! Oh, lasă-i să plece! Găsim noi alte vedete care să facă asta! Pe ei, de exemplu! Hei, stop! Vreau să vă transform pe voi doi în mari vedete! Ha?